e așa dulce, finuță, dar ea e mai extroversă, știi? Ea e mai așa, mai... Extrovertită. Extrovertită. Hai că te-ai obișnuit cu Manu, ce-i acum? Poate te ajut. Mulțumesc. Vai ce fundi. Eu am prieteni, am câțiva prieteni care seamănă mult cu el, cu felul de a fi, cum vorbește, cum se exprimă, cu chestii. Nu, ți-a plăcut? Adică când ați spus asta? Cum se exprimă așa, da, am plăcut foarte mult. Deci, dar chiar... simți o persoană caldă. Tot? Nu știu, dar simt o atracție. Da, poate rămâne mare atracție. Din partea ta, e față de lui. Cu Radu n-ai spus simt o atracție. Deci așteaptă, asta deja e un pas. Așteaptă, atracție vine de la tine spre el sau de la el? Eu vezi în mine. Ah, okay. Eu tot timpul așa vorbesc cu numele meu. Tu ai o atracție față de el. Simt atracția asta, energia asta, gen, wow, da. Energia, wow. Vai. Și pune mâna, adică... Auzi, dar cine face Flavio? Nu cum era prim la început, Anca, uite cum râde. Cine, Flavio? Da. Așa sunt de bine, mai să spun amândoi ce zile astea. Păi asta e bine. Fata, când a venit deja un alt băiat, s-a schimbat vibe-ul. Nu? De Flavio vorbiți? Da. Oricum, Flavio tot timpul a fost cu vibe-ul, cu... El are nevoie să simtă vibe din partea unei fete. Și se simte căldură, se simte... Și mai chestia când m-a povestit de asta, chestiile care au făcut în Indie sau în Grecia, așa, eu iubesc chestiile așa, adică ador, nu știu, spiritualitatea. Uite de cum e tine, ador! Azi mai facem. Flavio, scuze să par fetele. De cine vorbești acum? În sine? Bă, uite, eu am vorbit foarte mult cu Anca și mi se pare tare. Îmi place mult, sincer, că chiar am avut... Da, bă, vezi că Anca e șerpaică. Bă, nu contează că e șerpaică, că pe mine poate să mă facă. Nu pot să vinzi legume grăinarului oricum. Dar ideea e că... Bună asta. Dar uite ce note, bă, frate meu. Am dat, ești nebun? Dar de și tu acum note, bă. Deci îți place de Anca? Vreau să știu, da, îmi place și de Anca. L-ai făcut în tău, Flavius? Nu, n-am mai făcut. Dar uite, Anca merită mie nouă, pentru că, uite, eu am dat Natalie și Anca, lui Natalie am dat nouă pentru că am mai vorbit cu ea. Dar lui Anca... Păi da, dar acolo nu trebuie să te bazezi, nu trebuie să te bazezi pe cum te înțelegi tu cu ele. Păi cum aveți schimbat notele între ele? Ce de ele? Ce simți? Pe care o vrei mai mult? Pe care o vrei mai mult? Să rupă asta. Ai schimbat notele între ele? Nu, dacă a schimbat notele? Da. Nu, man, mie mi se pare, n-ai ce să zici, oricum fiecare... Nu poți zici că, bă, din aur, unul din 10... Nu știu, mie mi se părea că am căsuneam cu mine, așa, căuta... De o fată, că e de 10... Căuta așa, la tine? Ce, mă? Chiar, Flavius, ce înseamnă pentru tine 10? Bă, 10? E gărgică mea. E clar. Nu-s nebună. Deci nu sunt nebună. Nu, sunteți doi nebuni. Când vorbesc singură. Sunteți doi nebuni. Nu. Deci când vorbesc singură, nu ești singură. Sunteți doi. Deci eu când vorbesc singură, nu-s nebună. Nu, fată. Dar cum să ajungi la așa discuție cu Demis? Nu știu. Dar cu ea e posibil. Cu Anca e posibil la toate discuțiile. Fata, și el vorbește singur? Nu știu dacă vorbește singură. Simt că da. Eu simt că da. Eu vezi cum e la oglindă. Sunt chestii intime. Așa, ce-ți place cel mai mult la el, Anca? Ce-mi place mai mult? La aspectul fizic. De aspectul fizic, zic acum. Tot. Îți place cum arată așa cu totul? Te atrage fizic el? Deci, poate nu-mi place părul lung. Dar nu-i lung, fată. Dacă ăsta e păr lung, ăsta e păr... Coafura. Coafura, poate nu-mi place. Auzi, vreau să te întreb ceva. Dar fii sincer. Uh-huh. Aseară l-ai căutat pe rețele de socializare? Jur că nu. Nici nu m-am gândit. N-am avut nici timp. N-am avut timp. N-am avut cum să caut, dar nici nu mai aveam baterie. Păi eu știu că s-a întâmplat. Nu. Ei s-a închis telefonul, eram de față. Poate dacă nu era căutat. Nu, că dacă tu stăteați cu pâncuța aceea și așteptați, nu aveam baterie. Timp era. Da, dar s-a închis telefonul de tot. Por. Nu, dar o să mă duc să-l caut. O să mă duc să-l caut, să văd. Eu l-am căutat. Dar tu-l știi. Adică mă uitam la story și a apărut story. Cum vorbește. De aici se testează siguranța voastră. Voi vă teme să vă dați și cu părerea despre alte persoane. Niciodată. Îmi pune o întrebare, nu mă las să răspund. Pentru că știu ce vrea să spun și toată mă plictisește. Răspunde el pentru mine mai bine. El știind de fapt ce este în capul meu și pentru ce știe exact ce vrea să zic. Păi știu exact ce vrea să zic. Păi nu știi, Radu. Câteodată vrei să distorsionezi situația și știi ce... Nu este adevărat. Tu ești ăla care face asta. Ce mai vrei? Eu pe el îl văd cu Natalia, sincer. Nu știu, și Natalia, am purtat o discuție cu ea la masă și Natalia mi-a zis că în momentul de față nu vede niciun băiat. Dar și pe Flavius îl vede așa. Și în cuplu Flavius cu Natalia ar fi așa o gagică reală, știi? Da.
pentru că... O ceva întins. Nu întins neapărat, dar al trei momentul. Eu zic la Natalia moment. Nu fă ceva serios cu el. La mine, așa, ia, că vreau și o să aud. Băi, Natalia mi se pare genul de persoană care caută ceva gen Flaviu, sincer. Băi, și eu cred așa, sincer, ca și... Eu înainte credeam asta despre perspectiva Nataliei și așa. Ce viață vrea ea, mi se părea că exact viața pe care o vreau și eu. Și să apărem, să fim, să ăsta, da, red da. Carpet, chestii. Na. Am a vedem ce iese, frate, că... Am vorbit și cu Anca și asta pe mine mă... Îmi place mult când o fată în spiritualitate și înțelege ceea ce vreau să spun. Anca, deci, Anca acum înțelege și spiritualitatea. Anca crede. Băi, nu cred, așa. Da, Anca e genul nivel, perfect de femeie pentru oricine. Anca intră pentru mine. Da? Da, și eu eram cetat cu Larisa. Ok. Da, nu s-o cunosc, am vorbit puțin că și am zis, băi, uite, nu pot să te cunosc, nu știu ce. Am vorbit cu Radu, a spus că este o chimie între ea și Radu, că se poate lega ceva în viitor. Okay. Dar cumva Radu fiind opusul meu, fiind un nebun întâmpit, așa eu sunt mai liniștit, știi? Și acum s-a schimbat toată nebunia asta, adică nu știu ce să zic. Îi vezi că ea te trage în vrăjile ei așa, să fii atent. Auzi mâine, Anca, dacă vine unul care ascultă opera, vezi... Să fie un nudist, o vezi cu daia în frunte. Da, ce prezintă ăsta, ascultă-mă, că i-ați văzut TikTok-urile. Da. Ascult. Da. Mac este... Italia. Cine? Italian, da. Ia. Da, dacă ascultă, ascultă. Nu, da, bă, eu am luat-o... Bă, frate, nu, orice mi-a spus, bă, frate, orice mi-a spus, eu m-a privit undeva, că n-are cum să mă minte. Nu m-am mințit o secundă din ce am vorbit. Nu, nu te minte, nu, dar să ascultă ce mi s-a auzit. Asta... Da. Corect, Flavius, tu că... Băieți, e corect ce spun eu? Ia să ce vrei să auzi? Da, men, da, clar. Bă, e greu, men. Când am mai întâmplat chestia asta. N-au știe ce că acum ea știe despre spiritualitate. Dar vreau să vă zic altă chestie. Voi credeți că el poate fi vrăjit de... Aia vreau să-l întreb. Tu care știi să dai foarte multă vrăjală, crezi că cineva... Nu, sau ți s-a mai întâmplat că ți-a dat o fată ție vrăjală? Da, zici seama că s-a mai întâmplat. Dar depinde și dacă vreau să iau vrăjală. Dacă vreau eu... Da, nu, în sensul ăla nu. Nu, e greu să pun suflet la cineva și după aia să se despartă sau așa. Nu, hai să vă zic eu logic, viața lui Flavius, cum o văd. Zic cum o vezi tu, ca și zic că zic eu... Mie mi se pare așa, omul e... Se vede că e fresh, da? Se vede, suntem situația că îl caută multe fete. Și până să intre în casa aici, e clar că omul nu s-a gândit niciodată la o relație serioasă, pentru că a zis, bă, sunt tânăr, e momentul meu, de ce să dau cu piciorul la momentul meu? Și consider că a fost abordat de multe fete afară și... Clar. Și el știe cum să joace chestia asta. Și eu cred că e capabil să-și dea seama dacă e vrăjeală sau nu e vrăjeală sau dacă e ceva la... Da, niște. Și mai ales dacă eu am vorbit cu oameni, chestii care pe mine mă pasionează, da? Care da, pe mine m-au ajutat să da, ies din multe chestii. Poate să fie o vrăjeală care să-ți placă. Uh-huh. Bă, da, poate să fie... Vrăjeală dulce. Da, vrăjeală dulce, mei, și asta e perfect, e completat. Și oricum, da. Și ție să-l vrăjeală să ai întâi peste noapte. Marian! Mi-ar plăcea mult, sau? Dar și ei, de-aia am spus că dacă vreodată s-ar întâmpla asta, e adicție, e gata. Flaviu este un pic plin de el, ca și eu acum îți plin de mine. Și chestia este ok, pozitivă. Ia ce m-a spus și aseară, dacă vrei să-l cunoști, aseară mi-a spus, fată, dacă vrei să-l cunoști, și am spus, lasă-mă, fată, că nici nu mă gândesc acum la el. Acum te gândesc. Dar acum, m-a spus aseară, dacă vrei să-l cunoști, nu, te-am ascultat, dacă îmi spui cum te ascult, aud. Și mi-a spus, dacă vrei să-l cunoști, n-am nicio problemă, adică cunoaște așa ceva. Dar sincer, aseară mi-a spus că nici nu mă gândeam și nici n-am vorbit cu el, știi? Dar tu ai observat ieri, că cum... S-a pus acolo la masă și cum vorbea. Îmi plăcea deja. La toate fetele aici au ridicat oarecum dispoziția noi, oarecum eram într-o situație cam așa și el cu prezența lui ne-a făcut oarecum ori să zâmbim, pe mine m-a făcut să fiu ca de obicei curioasă, adică fiecare știe modul lui. Andreea a zâmbit, tu erai încântat să-l vezi că-l știi, adică fiecare a fost tu că ți-a plăcut, tu că-l știi. Ce am observat acum, că am obiect cu el, că este atracția aia. Este energia. Dar și care e chestia? Cred că orice fată care vorbești cu el simte atracție și energia care tu simți. Dar nu neapărat. Vreau să vă spun, nu. Vreau să te aduc. Dar depinde la ce te gândești. Depinde dacă îți vine să te gândești. Uite, de exemplu, da, Anca cu... Uite, cred. Legătura care a avut-o Flavius cu Dori, nu a avut-o cum a avut-o cu mine. Eu n-am simțit nu știu ce cu Flavius. Nu atât. Sau așa. Genul lui, da, nu la toate fetele persoane. Place. Poate el e frumos când închide gura pentru multe. E frumos dacă taci din gură. Sunt fete care, dacă taci din gură, e frumos. Dacă nu deschizi gura, poți să fii frumos. Te pierzi. Flavius, e foarte... Așa e? Trăiește lucruri foarte intensiv. O îmbrățișare pentru el nu dă pur și simplu cea mai mama. Da, trebuie el, să simți. El îmbrățișează și strânge, miroase, adică e... E foarte carnal. Uh-huh. Dar nu o face. Alin.
Mie, el îmi inspiră agagicard ăsta, gen de, nu se poate liniști. Dar nu se mai agagicard. Dar ăsta nu mi inspiră asta, de ce este mint? Băi, eu sunt foarte diferit, îmi depinde în fiecare situație cum sunt. Da, da. Dacă e să curtez o femeie, cred că mă potrivesc mult mai mult. Frate, el e manipulator, dacă face schema aia cu cafeaua, că ies bani din ea la femei pe stradă, le pupă pe toate pentru un... Da. Are mai mult sânge rece decât tine. Da, eu sunt mai sufletist. În ceea ce privești o femeie. Adică tu nu te atașezi. Nu e vorba care sânge rece, adică la modul că... E greu să mă atașez. La modul că dacă o fată se îndrăgostește de tine, poate ai fi tu ăla care zice... Andale. Păi așa s-a întâmplat, așa se întâmplă în majoritatea cazurilor, dar e faza că dacă nu poți să crezi în ceva mai mult decât o atracție care și mi s-a dus, nu pot să-i zic lui fata, bă, îndrăgostește de mine, te țin aici, să se nebunească. E genul domn care începe, gata, că m-am plictisit, hai, vorbim.